titlul temei propuse sau titlul tema întâlnirii este fără echivoc. Multe nu sunt de spus, cam cu toții suntem martori, participanți și actori în aventura asta tehnologică. Și așa că o să intrăm direct în subiect. Nu vreau să fac o prezentare domnului Vladu, pentru că cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți chiar mai bine decât mine. Și am întrebat gazda ce să spun, că nu știu ce să spun. De obicei nu știu ce să spun. Și mi-a zis, spune că e frumos. Chiar așa mi-a zis. Și am zis, bine, să știi că așa spun. Este un om frumos, care arde pentru semeni, cum am zis, îl cunoașteți mai bine, și întâlnirea din seara aceasta este colocvială, este mai mult o incursiune în sufletul nostru, a fiecăruia dintre noi. Pe măsură sau alta, cu toții suntem afectați de sau lipiți de tehnologia aceasta și nu știu în ce măsură găsim, avem soluții și care ar fi soluția cea mai bună. Tocmai de-aia l-am invitat și domnul Vladu a acceptat să vorbească despre situația asta. Nu știu ce perspectivă, pentru că sunt convins că n-a pregătit așa să sistematizeze tema, dar eu zic așa că dacă ne rugăm un pic și ce-i va da Dumnezeu să spună în legătură cu asta, eu nu i-am dat de cap, nu știu, și ca dascăl și ca... Nu i-am dat de cap, adică nu știu cum să învăț un părinte să dezlipească copilul de telefon, de Facebook, de laptop, de... Nu am o soluție, nici măcar una șablon, nici măcar una generală. Nu am o soluție pe care să o prezint ca fiind satisfăcătoare, bună, de urmat și mai ales de succes. Așa că sunt în aceeași postură ca și noastră. Eu o să-l ascult cu mare atenție și poate că o să mă... Se va găsi ceva, cumva, sau chiar poate dumneavoastră veți vreo propune prin întrebări, vreo soluție care ar putea să performeze sau să fie, eu știu, utilă, mai ales de la o anumită vârstă, mai ales pe măsură ce trece timpul, crește exponențial viteza de transmitere a datelor în timp real și așa mai departe. Sunt multe lucruri aici despre care eu mărturisesc că nici nu le visam acum 40 de ani, de exemplu, când am fost făcut armata la pluton de radio transmisionist, am fost transmisionist și atunci legăturile comunicare se făcea prin morse. Vă puteți închipui că nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu că totuși am, cel puțin la prima vedere, creierul întreg, după saltul acesta tehnologic de la morse la 5G, care este un salt mai mare, deși are mai puțin de 40 de ani, un salt mai mare decât, nu știu, de la căderea lui Adam până la inventarea tiparniței, a scrisului. Saltul tehnologic este mult mai mare și pe un termen infinit, să zic așa, ca să exagerez un pic mai mic, ceea ce produce foarte multe probleme de adaptare a creierului la această cadență, la această viteză, plus alte componente despre care vă spun că eu nu știu, nu înțeleg mare lucru și mă declar depășit, dar nu biruit. Și seara aceasta este una dintre modalitățile de a înțelege mai bine cu cine ne confruntăm, cu ce ne confruntăm și ce am putea face. Chiar astăzi am aprobat și pus în practică procedura telefoanelor
la școală, posesiei telefoanelor la școală, adică am făcut chei pentru fiecare clasă în parte și copiii când vin la școală pun telefoanele într-un sertar, ele sunt încuiate și mai sunt descuiate când pleacă sau dacă este vreo urgență și trebuie să vorbească cu, cu părintele. Bineînțeles că sunt cel mai nepopular director, preot, dascăl, prieten dintre toți cei care s-au mai aflat pe acolo, dar atât am gândit, atât am putut, dacă dumneavoastră, frățile voastre, aveți planuri mai rafinate, mai cu randament mai mare, eu vă pun și o metanie mare, o metanie mare și fac cum îmi spuneți. Deocamdată acesta este convenția, aceasta este convenția pe care am avut-o cu părinții, cu ministerul, inspectoratul și așa mai departe. Cât am putut face noi, cel puțin în spațiul oficial, educațional și așa mai departe. Acum să-l ascultăm pe fratele nostru, care are o perspectivă venită dintr-o cunoaștere empirică, să zicem, dintr-o cunoaștere din cercare, cum se spune în limbaj duhovnicesc, și care poate să ne fie de folos fiecăruia dintre noi, mai mult sau mai puțin care avem copii sau suntem copii, tineri, adolescenți și așa mai departe. Să mă iertați că am vorbit așa de mult. Domnul Vladu, succes!